2023 a confirmat și dezvoltat tendința conturată în anul precedent de trecere a inițiativei strategice de partea Coaliției Națiunilor Unite în Europa, Africa de Nord și Pacific și de constant recul politic și militar al axei. Cu tot dezastrul de la Stalingrad, Wehrmachtul a păstrat speranțe în anul 1943 la o îmbunătățire a situației strategice printr-o reluare a ofensivei spre zonele petroliere caucaziene, atât de importante pentru desfășurarea războiului. Rezistența opusă de trupele române și germane a determinat stabilizarea frontului și trecerea la războiul de poziție și uzură în Caucazul de Nord. Prin menținerea capului de pod Kuban, se apăra indirect Crimeea și se reduceau posibilitățile de acțiune ale flotei rusești în Marea Neagră spre Bosfor. De asemenea, este de remarcat faptul că, deși planificarea strategică în cadrul Națiunilor Unite s-a îmbunătățit, formula capitulării necondiționate propusă de Roosevelt în întâlnirea de la Casa Blanca din ianuarie 1943 a prelungit războiul. În prima jumătate a anului 1943, pe frontul de est, cele două grupări beligerante și-au mobilizat principalele lor resurse și mijloace materiale de război. Cu toate că forțele erau sensibile egale, resursele sovietice le depășeau cu mult pe cele germane. Concepția înaltului comandament german prevedea executarea două lovituri concentrice în flancurile ieșindului de la Orel, Kursk, Belgorod, în scopul de a străpunge apărarea sovietică, de a nimici adversarul și, ulterior, de a relua manevra de învăluire proiectată în anul 1942. În timpul acestei ample ofensive, trupele germane și române din capul de pod Kuban trebuiau să se mențină pe poziții, urmând să treacă la ofensivă spre câmpurile petrolifere ale Caucazului după înfrângerea Armatei Roșii la Kursk-Orel. Înaltul comandament sovietic, obținând date despre planul german, inclusiv ziua și ora începerii ofensivei, a hotărât executarea unei contrapregătiri de artilerie ce a provocat pierderi grele armatelor axei. Începută la 5 iulie 1943, ofensiva Wehrmachtului s-a lovit de o puternică rezistență a trupelor sovietice. La 12 iulie, în raionul Prohorovka a avut loc cea mai mare bătălie de blindate din cursul celui de-al doilea război mondial. Au participat la ea peste 1100 de tancuri și autotunuri. Forțele germane au pierdut peste 350 de tancuri. Această mare încleștare de blindate a marcat cotitura în desfășurarea bătăliei de la Kursk. Au fost eliberate pe rând orașele Orel, Belgorod, Harkov. Prin eliberarea acestor localități, a luat sfârșit bătălia de la Kursk-Orel, una dintre cele mai mari din cursul celei de-a doua conflagrații mondiale. În iulie 1943, pe frontul sovieto-german, a avut loc un eveniment militar deosebit. Este vorba de bătălia de la Kursk, care a schimbat raportul de forțe dintre cei doi competitori, Germania și Uniunea Sovietică. Multă lume apreciază că bătălia de la Stalingrad este cea care a schimbat raportul de forțe. După opinia mea, însă acest lucru s-a petrecut la Kursk în iulie 1943 și aș vrea să explic. În decembrie 1941 are loc bătălia de la Moscova, în cadrul căruia blitzkriegul german a fost stopat și, prin urmare, Germania a pierdut posibilitatea de a câștiga războiul prin singurul tip de purtare a acțiunilor militare care putea să o ducă la victorie. Germania a păstrat multe disponibilități militare și a putut să declanșeze în vara anului 1942 o amplă ofensivă la aripa de sud a frontului sovieto-german. Bătălia de la Stalingrad a provocat pierderi imense Germaniei și aliaților ei, inclusiv trupelor române, a asigurat o ușoară superioritate pentru Uniunea Sovietică, pentru Armata Roșie, dar iată că Germania în vara anului 1943 a mai fost capabilă de un nou efort ofensiv. După opinia mea, bătălia de la Kursk este cea care a schimbat inițiativa strategică din partea Uniunii Sovietice. Pierderile Wehrmachtului au fost foarte mari.
Prin eșecul Citadelei, așa cum a fost numită operațiunea, conchide generalul Heinz Guderian, noi am suferit o înfrângere decisivă. Inamicul luase definitiv inițiativa. După această bătălie, Germania nu a mai fost capabilă să acționeze ofensiv în câmpul strategic. Au fost acțiuni militare ofensive, dar în câmpul tactic, în câmpul operativ. Din acel moment, în iulie 43, întreaga operație de front s-a desfășurat numai în defensivă. La nivelul înaltei conduceri politico-militare, mareșalul Ion Antonescu s-a convins definitiv că războiul purtat de Germania era pierdut și în aceste condiții a dat mână liberă vicepreședintelui Consiliului de Ministri, Mihai Antonescu, să găsească o soluție diplomatică pentru salvarea țării. La rândul lor, șefii principalelor partide politice din România, Iuliu Maniu și Constantin Ice Brătianu, au exercitat noi presiuni asupra conducătorului statului pentru detașarea de axă. Disponibilitatea omului politic s-a circumscris însă evoluției militare, mareșalul fiind adeptul desprinderii treptate din război și numai după anunțarea prealabilă a Germaniei. Totodată, încă de la începutul anului 1943, monarhia a redevenit în România un centru de putere, ieșind din conul de umbră la care parcă o condamnase mareșalul. S-au format așadar două centre de sondare a aliaților, cel din jurul regelui și al opoziției, precum și cel din jurul mareșalului. În legătură cu acțiunile opoziției din România, trebuie menționată și operațiunea Autonomus, de la sfârșitul anului 1943, prin care trei agenți englezi au fost parașutați în apropiere de orașul Roșiorii de Vede, venind dinspre Cairo. Trebuiau să ia legătura cu Iuliu Maniu. Au fost capturați de autoritățile române, dar Antonescu a refuzat să-i predea Gestapo-ului. Misiunea britanică Autonomus a înăsprit relațiile dintre Moscova și Londra. În anul 1943, sub egida celor doi Antonescu, au fost stabilite contacte diplomatice în vederea încheierii unui armistițiu. Pentru o perioadă, speranțele lor s-au legat de Italia. La 15 ianuarie 1943, Mihai Antonescu a propus ministrului italian de externe, Contele Ciano, ieșirea simultană din război a României, Ungariei și Italiei. Propunerea a fost reiterată în vara aceluiași an, dar fără niciun rezultat. În aprilie 1943, Hitler i-a reproșat lui Ion Antonescu unele contacte pentru pace separată ale opoziției și ale lui Mihai Antonescu și a cerut demiterea acestuia din urmă. Mareșalul a refuzat cererea Führerului. Între timp, pe teatrul de operații din Africa de Nord, prezența militară a axei Berlin-Roma a fost lichidată. Forțele aliate au dobândit o excelentă poziție în vederea viitoarelor operații în sudul Europei. Primele acțiuni s-au concretizat în cucerirea insulelor italiene, Pantelleria, Lampedusa și Sicilia. Regimul fascist italian era în criză. Benito Mussolini a fost pus în minoritate în Marele Consiliu Fascist, apoi înlocuit și arestat. Regele Italiei prelua comanda efectivă a forțelor armate. Noul prim-ministru, Pietro Badoglio, a intrat în negocieri secrete cu aliații occidentali și a încheiat armistițiul la 3 septembrie. După ieșirea oficială a regatului italian din axă, majoritatea peninsulei a intrat sub ocupație germană, în nord, organizându-se fantomatica Republică de la Salo, după ce Mussolini a fost eliberat de un comando german. În octombrie-noiembrie 1943, trupele aliate au acționat ofensiv în munții Masico, la Santa Croce și pe râul Sangro. La 1 august 1943 a avut loc al doilea atac aerian american de anvergură asupra Ploieștiului. Luptele cele mai grele le-am avut cu americanii, ceea ce au urmat bombardamentele americanii
după marea pauză care a făcut-o după pierderea din 43 până în iunie 44, când s-a creat o forță strategică din quadrimotoare, cum ar fi B-17, fortăreața zburătoare, și B-24, liberatorul, cu care, practic, la ora aia dominau cerul Europei. Situația devenea tot mai critică pentru România. În numele guvernului de la București, în tot cursul anului 1943, diplomații români i-au sondat pe aliați în vederea păcii la Lisabona, Madrid, Berna, Roma, Ankara și Stockholm. În anul 1943, forțele militare române au susținut lupte grele în Cuban pentru apărarea Crimeei și Basarabiei. Apărarea capului de pod Cuban a fost încredințată de către înaltul comandament german, armatei a 17-a germane, având inițial în subordine 11 divizii germane și 6 române. Între februarie și septembrie 1943 au avut loc 6 asalturi sovietice pentru ocuparea citadelei Cubanului. Între 15-27 septembrie, forțele germane și române s-au repliat prin luptă din capul de pod Cuban. Era sfârșitul unor mari iluzii pentru Wehrmacht. Traversarea strâmtorii Kerch s-a terminat la 5 octombrie 1943. A fost cea mai reușită operație defensivă într-un cap de pod din al doilea război mondial. În Oceanul Pacific, inițiativa strategică pierdută de forțele japoneze în urma bătăliei de la Midway a trecut definitiv de partea aliaților. Ea a culminat cu debarcarea în insula Noua Britanie și cucerirea puternicei baze aeronavale japoneze de la Rabaul între 15 și 30 decembrie 1943. Între 28 noiembrie și 1 decembrie 1943 are loc conferința la nivel înalt de la Teheran, în care se hotărăște deschiderea celui de-al doilea front în Europa pentru mai 1944. În strategia celui de-al treilea rai, pe frontul de est, Crimeea a ocupat un loc aparte. Ei au atacat peninsula încă din toamna lui 1943. Din toamna anului 1943, odată cu pătrunderea trupelor sovietice în Crimeea, această peninsulă a devenit o obsesie pentru înaltul comandament german, dar în special pentru Hitler. El a refuzat toate cererile venite din partea mareșalului Ion Antonescu și a anturajului său de generali de a retrage dispozitivul germano-român din Crimeea. Desigur, motivația lui Hitler este complexă. El avea în vedere, în primul rând, elemente de ordin strategic. Se temea că odată ocupată Crimeea de către trupele sovietice, aceasta va fi transformată ca o bază de atac aerian împotriva câmpurilor petrolifere din România, din regiunea Valea Prahovei, și știm foarte bine ce importanță a avut petrolul în dinamica celui de-al doilea război mondial. De asemenea, Hitler se temea că odată ocupată Crimeea de către Armata Roșie, Uniunea Sovietică va domina bazinul Pontic, pentru că se știe, peninsula Crimeei este cea care domină din punct de vedere geografic bazinul Mării Negre. În sfârșit, un al treilea element de ordin strategic pe care îl avea în vedere Hitler era posibilitatea pe care o aveau sovieticii prin cucerirea Crimeei de a declanșa un desant maritim pe țărmul vest-pontic, pe țărmul bulgăresc și românesc al Mării Negre. Dar dincolo de aceste considerente de ordin militar, care erau foarte importante, mai era elementul de ordin politic. Practic, Führerul se temea că odată pierdută Crimeea și Uniunea Sovietică devenind puterea dominantă în bazinul Mării Negre, Turcia va ieși din neutralitate, se va
va alătura coaliției Națiunilor Unite și de aici se va ajunge la dezintegrarea întregului dispozitiv german din sud-estul Europei și din peninsula balcanică. Prin urmare, Hitler a respins cu hotărâre toate demersurile pe care le-au făcut Ion Antonescu, generalii români, generalii germani pentru abandonarea Crimeei și a menținut aceste forțe mult timp acolo. A fost o apărare fără sorți de izbândă. Cavaleriștii români au lichidat capul de pod de la Eltingen, iar corpul de munte român a dat grele lupte cu unitățile de partizani din munții Jaila. Apărarea Crimeei a fost prelungită câteva luni, dar în fața uraganului de foc și oțel al Armatei Roșii, deznodământul nu putea fi decât unul și același. S-a încercat o apărare disperată la Sevastopol, dar acest oraș a fost în cele din urmă mormântul viselor germane. În februarie-aprilie 1944 s-au înregistrat grele lupte pe frontul din Italia la Monte Cassino. În aprilie se inaugurează și ofensiva pe direcția Roma. Capitala Italiei va fi eliberată de aliați în vară. Pe frontul din Pacific, Națiunile Unite sunt în ofensivă pe direcția arhipelagului Marianelor, iar la sud, generalul MacArthur relua ofensiva în Noua Guinee. Confruntări dure au loc și în Birmania, iar capitala Japoniei este bombardată de americani. În prima parte a anului 1944, situația axei pe ansamblul frontului de est și în special la flancul său de sud s-a înrăutățit continuu. Războiul ajunsese la granițele României. Mareșalul Ion Antonescu se afla în fața istoriei. A doua parte a lunii martie 1944, pe măsură ce trupele sovietice avansau pe teritoriul național în nord-estul României, s-a declanșat o criză puternică în relațiile româno-germane, dar și o criză în interiorul puterii de la București. Pătrunderea trupelor Armatei Roșii pe teritoriul României a determinat lansarea unui avertisment din partea generalului Ulson către Ion Antonescu, prin care îi adresa cererea să nu participe la întâlnirea lui Hitler programată la sfârșitul lunii martie. Ajuns cu întârziere acest mesaj, Ion Antonescu nici nu a ținut seama de el, s-a deplasat și a avut întâlnirea preconizată cu Hitler. Hitler i-a promis la această întâlnire că îi va ceda Transilvania, însă a fost o discuție particulară, o discuție între cei doi conducători, iar Führerul l-a rugat pe Ion Antonescu să nu facă publică această intenție a lui de a anula dictatul de la Viena impus României la 30 august 1940. În consecință, Ion Antonescu a venit la București, a continuat alianța cu Germania, nu a dat curs ultimatumului venit din partea forțelor anglo-americane din Mediterana și astfel România a fost timp de încă 6 luni atașată Germaniei. Desigur, se poate discuta aici dacă Ion Antonescu avea posibilitatea să desprindă România din alianța cu Reichul. Părerile istoricilor sunt împărțite, deoarece, într-adevăr, frontul german fusese spart, dar Germania totuși mai avea forțe, dovadă că la 19 martie 1944 i-a ocupat militar Ungaria. Părerile sunt încă o dată împărțite, dar această șansă, care a fost, după opinia mea, destul de importantă, a fost ratată. În primăvara anului 1944 au debutat intense tratative la Cairo, purtate mai întâi de prințul Barbu Știrbei și apoi de Constantin Vișoianu cu reprezentanții SUA, ai Marii Britanii și Uniunii Sovietice. Aceste contacte aveau acordul mareșalului, dar s-au purtat în principal în numele opoziției. Ele s-au concentrat în jurul ieșirii României din axă și alăturării Coaliției Națiunilor Unite. Făceau parte dintr-un vast plan de intoxicare a Germaniei. Aliații doreau ca cel de-al treilea Reich să ajungă la concluzia că deschiderea celui de-al doilea front în Europa va avea loc în Balcani și nu în vestul continentului. În
aprilie 1944, Hitler și-a dat în cele din urmă acordul pentru evacuarea trupelor din Crimea. Operațiunile s-au desfășurat în condiții grele, sovieticii exercitând o presiune puternică pe uscat, pe apă și în aer. Distrugătorul regele Ferdinand, împreună cu un convoi care cuprindea și alte nave, a sosit în noaptea de 11-10 spre 11 în fața Sevastopolului. Ce a găsit acolo, în fața Sevastopolului? A găsit un nor de fum în care vederea se pierdea, o lumină ca ziua, din cauza parașutelor luminoase pe care aviația le lansa continuu, și implicit atacuri continui de aviații. Zburau tot timpul. Când s-a apropiat de coastă mai mult, ca să poată să primească embarcațiunile cu oameni la mal, a fost reperat de o baterie rusească care avansase până mai spre malul mării și luat sub foc. Era o baterie de 150 care l-a încadrat de la primele lovituri. Se trăgea la vedere. Comandantul distrugătorului, pe vremea aia locotenent comandor Samson, a făcut o manevră care nu este scrisă nicăieri în regulamente. A răsturnat marșul mașinilor și a pornit cu toată viteza înapoi. Distrugătorul, care este foarte sensibil la mișcări de genul ăsta și răspunde teribil, elicile au aruncat un val de 2 metri de apă pe punte și distrugătorul s-a zmulț și a plecat înapoi, jumătate din el intrând în puntea, intrând în apă. Din cauza acestei manevre, următoarea salvă rusească a căzut în fața distrugătorului la 200-300 de metri. Până când să-și regleze tirul, bateria, distrugătorul a răspuns. A răspuns cu 4 salve de 120, trase la lumina scăpărărilor artilerii ruse. La a treia salvă s-a făcut liniște pe uscat. Distrugătorul a ieșit din încurcătura asta și a continuat evacuarea. Pe lumină, îndepărtându-se de zonă, încărcat cu aproape 600 de soldați pe care îi îmbarcase în timpul întunericului, a fost din nou atacat de aviații. Atacuri care s-au cifrat, nimeni nu le-a numărat exact, poate 10-11 consecutive avioane de asalt. Distrugătorul a primit o bombă, dar nu pe punte, lângă el, pe apă. Bomba a pătruns într-un tank de păcură și n-a făcut explozie. În schimb, distrugătorul a început să piardă păcură și a trebuit neapărat să plece spre casă. În această aventură, distrugătorul a avut 20 de oameni din echipaj pierduți, morți. Și alții de la armata de uscat, cei care erau pe punte, mitraliați de avioane de învânătoare. Asta e o acțiune, ca să vedeți într-un fel cam cum arată pe mare. Foarte scurt. Totul se măsoară în cel mult în minute. Aș vrea în câteva cuvinte să vă arăt un tablou comparativ cu forțele care au participat la evacuarea trupelor engleze din Franța și în paralel, ce am avut noi la evacuarea trupelor din Crimea.
ca mijloace de evacuare și de siguranță. Întâi, ei au avut 46 de distrugătoare, noi aveam 4. Dacă vreți, 1 la 11,5 raport. Canoniere, ei aveau 9, noi aveam 3. Sunt nu chiar același nume, dar sunt echivalente, escortoare. Ei aveau 10, noi aveam 3. Însă le-am considerat torpiloarele noastre. Nu înseamnă chiar cu escortoarele. Dragoare, ei aveau 16, noi aveam 4. Vânătoare de submarine, 14 la ei, 6 la noi. Vedete torpiloare, 12 la ei, 10 la noi. Transportoare, 28 la ei, 16 la noi. Pescadoare, ei 53, noi niciunul, că atunci nu aveam. Nave spital, ei 8, noi niciuna. Cargouri, lune de îmbarcare, 36 la ei, noi 12. Remorchiere, 28, nu aveam. Barjă și alupe, cutere, la ei masiv, toată zona era plină, așa cum tot ce puteau, dar de fapt aveau posibilitatea să le folosească, la noi nu se puteau folosi asemenea lucru, distanța fiind mare. Ei aveau tot timpul asigurarea de aviație, noi n-am avut decât temporar și noi, iar în ultima fază, inexistentă. De ce puteam să folosească șalupele și barjele și astea? Pentru că distanța la ei era de 42 de mile, distanță medie, pe când la noi de 210 mile, de 5 ori mai mare decât la ei. Noi aveam, sau ei aveau de evacuat 480.000 de oameni, noi aveam de evacuat 195.000 de oameni. Aici, sigur, ne depășeau. Finalul. Ei au reușit să evacueze 338.000 de oameni din cei 480, ceea ce însemnează 70,4%. Noi am reușit să evacuăm 151.000 de oameni din 195.000 de oameni, ceea ce însemnează 77,7%. Ca pierderi în oameni morți, dispăruți și prizonieri, ei au pierdut 142.000 de oameni, noi am pierdut 44.000 de oameni, total 22,3%. Eu zic că cifrele vorbesc de la sine și că n-am nevoie să mai fac o altă comparație în legătură cu asta. Acțiunile de evacuare din Crimea pot fi apreciate drept un Dunker Pontic încununat de succes. Vara anului 1944 pregătea însă noi încercări pentru România.